Domnule general, camarazi, e cea din tâi zi când adevărul asupra înțelegerii dintre generalul Antonescu și mișcarea legionară poate fi spus întreg și fără șovăire. Generalul Antonescu, care apare azi în fața legiunii, îmbrăcat în cămașe verde, o poartă de mult în sufletul lui. Convingerile și atitudinea lui sufletească au fost totdeauna identice cu ale noastre. N-a existat moment greu în legiune ca lupta și suferințele noastre să nu fi găsit alături pe generalul Antonescu. Astăzi, dinastie și stat, generalul Antonescu, poporul român și mișcarea legionară alcătuiesc o forță unitară și un bloc indestructibil. Am suferit împreună, am luptat împreună și am biruit împreună. Domnule general, alături de armata română, legiunea vormează și dumneavoastră știți că vă puteți sprijini pe forța unui milion de cămăși verzi hotărâtă să învingă sau să moară. Trăiască generalul Antonescu! Legionari, v-am chemat astăzi de pe întregul cuprins al țării sfâșiate să sfințim biruința din 6 septembrie. V-am adunat azi cămăși verzi, suflete întregi și curate, ca să legăm într-un singur cuget, într-un singur crez și într-un singur avânt viforul de credință românească din pieturile voastre. Legionari, s-au împlinit 30 de zile de la biruință. Am sfărâmat la 6 septembrie un regim care era odios tuturor. Din acea zi am vroit și vroim să clădim din temelie altul nou, așteptat și dorit de toți. Aceasta va face cinstea neperitoare a mea și mai ales a voastră, pentru că m-ați ascultat. Azi v-am chemat ca să treceți la înfăptuiri. În acest scop găsesc de datoria mea să vă reamintesc porunca ce vi s-a lătat, care imperios vă cere să pășiți peste morți și mormintele lor, ducând în mâinile voastre steagurile triumfătoare ale românilor. V-am chemat ca să cunosc brațele ce vor purta aceste steaguri și să dau semnalul. În liniște și în credință, în ordine și în unire, în muncă și în iubire, cu Dumnezeu înainte. În credința că m-ați înțeles și având conștiința că v-am înțeles, vă cer, legionari, să rostiți după mine, în fața cerului și a viitorului, legământul vostru. Rostiți! În duhul capitanului și al neamului, în fața regelui și a generalului, ne legăm prin jertfa noastră supremă să facem cu toții un popor și o țară ca soarele sfânt de pe cer. Privind la datorie și uitând drepturile, stăm cu inima strânsă și cu mintea țintită la cei ce suferă, plătind atât de scump
greșelile noastre. Ei însă trebuie să știe că la drepturile coroanei Sfântului Ștefan noi răspundem pașnici și cu omenie, cu drepturile pe care ni le dă coroana de lauri a Marului Traian. Ura!